tu crezi că Rapid ar fi trebuit să câștige acel meci cu FCSB? Adică, de exemplu, arbitrul ar fi trebuit să le acorde acel gol care a fost marcat de Hasani, Roma, dar nu mai știu cine. În fine, golul care a fost anulat pentru offside. Din punctul meu este offside. Deci, tu zici că a fost anulat corect. Da. Dar haideți să ne gândim, dacă mi-aduc bine aminte și mi-aduc bine, cred. Voluntarii a jucat acasă un meci exact la fel. Șut de la 16 metri, jucător pe direcția mingii. Dar s-a ferit. Spun altceva. La Galați cu cine? Cu Dinamo. Nu, eu spun altceva. Rapid însăși a avut în acest sezon, în prima etapă de campionat, meci cu Șepși. A marcat Ștefănescu, în Giulești, da. În plasa laterală. Doi portari, a spus Nițui după meci, doi portari dacă avea Rapid în poartă, era Horațiu Moldovan, dar era aici pe colțul scurt. Și Ștefănescu a dat-o la lung, n-o scoteau. Și pentru că a fost un jucător care era așa un pic acolo, era în offside și îl opturau pe Moldovan, nu știu. Dar nu e cazul aici. Târnovanu are câmpul vizual liber. Deci jucătorul care sare peste minge este cel puțin o jumătate de metru în afara câmpului vizual al lui Târnovanu. Târnovanu, care pleacă prima dată cu piciorul stâng, vrea să plece în stânga. El de-aia nu se plonjează după minge. Nu că nu o vede, că el se vede imaginea clară. Eu de asta rămân consecvent și spun că este gol valabil. Am spus de la început. Este, deci, este atât de clară faza de la Dinamo cu Galațiu, păi a fost mai clară și s-a acordat gol valabil. Crezi că Lobonț poate să o aducă pe Rapid în cupele europene? Acesta este obiectivul Rapidului. Și dacă reușește lucrul acesta, crezi că va fi păstrat ca antrenor și pentru sezonul viitor? Dacă asta a fost înțelegerea, cred că domnul Șocu. Acesta a fost mesajul public din partea lui Dan Șocu. Înseamnă că așa va fi. Înseamnă că așa va fi. În cazul în care nu va reuși, pentru că nu este ușor, pentru că nu este ușor, chiar și locul 3, dacă l-o ține, nu este ușor să ajungem. Da, trebuie să joci un baraj, da. Adică și din punctul ăsta de vedere mi se pare că nu este ok. Eu care investesc 15 milioane să mă pui în posibilitatea de a mai juca un meci riscant de care pe care cu o echipă care investește jumătate din banii mei. Vrei să fii locul 3 să participi în cupele europene? Criteriul numărul 1 este cel financiar. Ca să poți să aduci jucători, să poți să susții un efort sportiv de înaltă performanță, investește. Investești 15 milioane, îți dau șansa să joci cu de orice poate bani. Fi acuzat domnul Șucu, dar că nu ai investit. Nu. Eu asta spun. Adică mi se pare o anomalie să joci, să ajungi, să investești 15 milioane, să duci echipa pe locul 3, sportiv, și poți să ajungi să joci un meci decisiv de care pe care, în care se pot întâmpla ei roșu în momentul 15-20, o greșeală, un atac, cum s-a întâmplat ieri cu Dinamo, și să ajungi să pierzi o investiție de 15 milioane într-un meci, după un an de muncă. Un an de play-off, un an de campionat regular, nu e normal. Adică există posibilitatea ca să se duce în cupele europene cu locul 7, cu locul 8. Da. Când toate echipele care, poate pe care chiar le întâlnesc, care chiar mai jos. Da. În comparație cu alte echipe care vin la ora meciului, cu echipe sportive clasate pe locurile fruntașe. Da. Dar are puterea. Avem această situație. Pe de-o parte, Dan Șucu a spus public. Bogdan Lobos, dacă reușești să ne duci, și a enumerat și calitățile lui, că a făcut Coverciano, că are experiență. Asta nu este un criteriu, credeți-mă. Mă rog, eu spicuiesc din discursul domnului Șucu. Și apoi, el zice, dacă reușești să ne duci în cupele europene, vei rămâne pentru sezonul viitor. Și pe de altă parte, apar informații că Marius și Mudică discută în acest moment cu Rapid. Bine, mi-a plăcut cum a arătat Rapidul, mai ales în prima repriză. Mi-a plăcut cum s-a manifestat Georgel, că noi așa îi spunem lui Lobby, știi, de la George Copos. Da, da, de la George Copos, de la relația Copos. Cu fica lui Georgel, îmi place foarte mult. Mi-a plăcut și cum a arătat viu pe margine, jucătorii alături de el, mi-a plăcut și înainte de meci și după meci la conferință, mi-a plăcut Rapidul. Deci au dovedit, astea trei etape, de aici trebuie să plece ultimele, câte mai sunt trei etape, nu? De aici trebuie să plece, de la prima repriză cu FCSB. La play-off mai sunt patru. Dar mesajul domnului Șucu, eu știu că este un om de cuvânt. Dacă dânsul a spus așa, eu cred că așa va fi. Pentru că momentul în care spui acest lucru și dacă se va întâmpla așa, nu face acest lucru, îți pierzi foarte mult din credibilitate. Este șansa lor, celor care sunt acolo, au această șansă. Programul este unul foarte greu, nu este simplu. Dar orice este posibil. De altă parte, ei s-ar putea să o prindă în ultima etapă, adică foarte probabil pe FCSB deja campioană. Și cred că lucrul ăsta poate fi în favoarea lor, în favoarea Rapidului.
Acum e un hop dificil cu farul, că mi se pare bombă farul, într-o formă... E meci de care, pe toate, de fapt, dar farul este o echipă care parcă le pare rău că se termină acum play-off.